Amin. Ne bucurăm de Domnul și vrem să fie, așa cum cânta frumosul cor în această seară, Domnul nostru. Amin. Să fie în casele în care locuim, în bisericile în care ne închinăm și, de ce nu, pe tronul vieții noastre, să fie El Marele Domn. Amin. Aș vrea să-i citim din cuvântul Lui în această seară, cuvânt inspirat și folositor pentru noi din Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 25 la 37, pilda numită în Scriptură a Samariteanului. Pagina în Biblie 1002. Luca, capitolul 10, repet, versetul 25, începem citirea cuvântului în această seară. Un învățător al legii s-a sculat să-i spitească pe Iisus și a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe acel drum un preot și când l-a văzut omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Vă invit să ocupați locurile. O seară frumoasă în care putem să fim la casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu nu reprezintă o simplă clădire vopsită nu știu cum, aspectuoasă, de care ne bucurăm că sunt condiții deosebite. În definitiv, casa lui Dumnezeu suntem noi. Noi suntem mădularele trupului lui Hristos și formăm casa aceasta lui Dumnezeu de care să se bucure Dumnezeu. Fie dar în această seară noi trupul lui Hristos să fim antrenați în glorificarea acestui mare rege și mântuitor, a Domnului nostru Iisus Hristos. Pe El să-L simți în această seară. El să-ți comunice dacă are ceva prin Evanghelia care s-a citit în seara aceasta. Și dacă într-un fel vrea să ne sensibilizeze Domnul în harul Său din această seară, să lăsăm ca harul acesta să lucreze pentru noi și să fim atinși de prezența Domnului. Doamne, lucrează în seara asta aici, la poarta cerului. În această seară mi-am adus aminte de un eveniment din viața mea. În urmă cu câțiva ani de zile, într-o dimineață frumoasă de primăvară, eram undeva în orașul Simeria, urma să se căsătorească în acea zi fratele meu. Zi frumoasă! Zi frumoasă în familie, zi frumoasă de primăvară și eram în casa celei care acum este cumnata mea. Urcam împreună cu un tânăr cam de vârsta mea, sus la etaj, în camera unde era pregătită și urma cu tânărul acesta să o scoatem afară din cameră și să mergem spre primărie unde urma cununia. Am scos pe această cumnata noastră din casă, am făcut cunoștință cu acest tânăr, de atunci am păstrat legătura și am mai comunicat din când în când. În urmă cu vreun an și ceva am auzit o veste tristă. Tânărul acesta s-a dus la locul de muncă și se trezea așa pur și simplu, stând la umbră, dar muncind, s-a trezit așa, a transpirat tot, din cap până în picioare și nu știa ce se întâmplă. A venit acasă, a povestit cu părinții lui,
Interesant, mama lui a zis, hai să mergem să facem un control, să vedem despre ce este vorba. A zis, mamă, dar nu mă doare capul, nu mă doare inima. Acum că am transpirat, zice, cobaie să rezolvă probleme. La noi, la români, toate problemele se rezolvă ușor, cu orice. Și el a continuat să meargă să muncească, să ducă la școală, da. Tot transpira, deși, să zicem, nu era afară temperatură ca să fie o condiție în sensul acesta. Și într-o zi mama lui a zis, totuși, hai să mergem, să insistăm, să vedem la un medic specialist, să vedem care este situația. Și când a ajuns la medicul specialist, a tras deoparte pe părinți și a zis, ne pare rău, cam prea târziu ați venit, fiindcă tânărul acesta are leucemie. Au încercat medicii soluții să-l trateze, citostatice, tot felul. Într-un final aveau impresia și medicii și familia că și-a revenit tânărul acesta. Și că toate lucrurile decurg bine, numai că dintr-o dată, de ceva vreme, nu foarte mult, a recidivat boala. Și în câteva săptămâni s-a dus. Și în urmă cu câteva duminici, el ar fi vrut atunci să fie în biserică duminică dimineață. Dar undeva, în jurul amiezii, s-au strâns mulțimi de oameni. La capătul unui sicriu, unde erau ființe înlăcrimate, la 23 de ani, un tânăr trebuia să treacă din viața asta în urma unui diagnostic pus de medici, leucemie. Am fost șocat, fiindcă îl știam pe tânărul acesta și am mai comunicat din când în când cu el și când am auzit vestea asta tristă, mi-am pus următoarea întrebare. Dacă eu, cu un an mai mare ca și el, eram în locul lui, unde mă duceam eu, dincolo de ceea ce înseamnă groapă? În cer sau în celălalt loc pe care noi îl numim de chin și de dureri? Aș vrea în această seară să poți să-ți faci o analiză serioasă. Să te oprești câteva momente în dreptul ființei și să reflecți și să spui, Doamne, oricând se poate încheia viața pe tera, oricând și oriunde, și indiferent de circumstanțe, nu sunt ele atât de importante. Important e dacă trec de pe planeta asta, unde voi ajunge, unde se va duce viața mea? Voi avea certitudinea că voi ajunge în cer? Aș vrea să te întreb ceva în această seară. Am fost aduși de mici la binecuvântare. Obișnuiți mai apoi cu biserica, am văzut cum se cântă, cum se roagă frații. Mai târziu am început să ne rugăm și noi. De mici n-am prea știut. Am învățat Tatăl nostru, ce am mai învățat noi. Apoi am început să ne rugăm și noi, să cântăm. Am mai dat câte un îndemn, am început să slujim din cuvânt și uite așa ne-am obișnuit cu biserica, ne-am botezat în apă, am declarat credință până la finalul vieții. Oare de ce am făcut toate lucrurile acestea? De ce facem? De ce venim duminică de duminică? Nu cumva că avem o anumită destinație? Vreau să întreb în această seară ceva, oare care este cea mai importantă responsabilitate pe pământ? Care o fi? Serviciu? În vremea asta de criză să ne rezolvăm problemele, totuși să nu intrăm în panică și să fim noi bine. Biserica o fi cea mai mare responsabilitate? Oare pentru dumneavoastră cei căsătoriți, familia să fie cea mai importantă responsabilitate? Oare pe pământul acesta pe care locuim noi, care e cea mai importantă responsabilitate? Știți la ce răspuns am ajuns? Nu există responsabilitate să întreacă trăirea pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Este cea mai importantă responsabilitate, trăirea pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru orice pământean. Dar întreb altceva în această seară. Dacă asta e cea mai mare responsabilitate a dumitale și a mea pe planeta asta, oare care este la capătul vieții cea mai mare realizare? Cea mai mare realizare, zic tinerii, să reușim să ne cumpărăm o mașină, dacă se poate să aibă vreo 200 de cai. Dacă se poate să fie nu știu cum, când e vara și cald, cum spuneam și aseară, dacă se poate să fie decapotabilă, să ne vadă toți și să ne admire și să se uite prin Timișoara după noi și să zică ce extraordinar! Eram săptămâna trecută, lunea trecută în Timișoara și circulam pe bulevardul Michelangelo și am ajuns dintr-o dată cu un prieten de-a meu și m-am uitat, o motocicletă era pe trecerea de pietoni făcută 80% praf. Mi-am făcut poză pe telefon. Imediat a venit salvarea, l-a luat pe tânărul acela. Ce este viață? Oare care e cea mai mare realizare pe pământul acesta? Să ne construim o casă, să aibă două nivele, trei, dacă se poate să aibă și lift. Sunt localități în România și au făcut casă undeva spre Satu Mare, în partea Negreș-Oaș, în partea aceea. Oamenii au și lift la casă.
Nu cumva să se întâmple vreo minune dacă urcă două etaje pe jos. Cea mai mare realizare în viață este să ajungem în cer. Cea mai mare responsabilitate sau prioritate este să trăim pentru cer. Dar dacă la finalul vieții nu ajungem acolo, în cer, ne-am ratat cariera, ne-am ratat viața. Cea mai importantă carieră pe pământ este să poți să trăiești pentru Dumnezeu și să îl admiri pe Dumnezeul acesta și nu doar să-l admiri, să trăiești cu toată inima și cu sinceritate pentru El. O, ajută-ne Dumnezeu! Întreb altceva în această seară. Hai să ne gândim, oare cea mai mare tragedie care ar fi? Responsabilitatea o știm, știm și care e cea mai mare realizare, frumos, dar oare care e cea mai mare tragedie? Nu cumva să ne moară cineva drag, mare tragedie, înlăcrimăm, suspinăm, durere, e adevărat. Nu cumva să auzim de un nou accident, să nu se întâmple colegilor noștri, să nu se întâmple prietenilor, să nu se întâmple celor din casă, nu cumva. Ne speriem și intrăm în panică, ne panicăm cu toți. Nu cumva să auzim de o notă proastă la școală, un examen important și să-l picăm. Oare întreb în această seară, care este cea mai mare tragedie? Știi care e cea mai mare tragedie și vreau să o spun direct și deschis în această seară? Să vii o viață întreagă aici la poarta cerului. Și la final să ajungi în iad. E cea mai mare tragedie a vieții. Și am intitulat mesajul din această seară, poate șocant pentru unii, dar adevărat, o viață la poarta cerului și o veșnicie în iad. Cum poți să ajungi, pun întrebarea în această seară, de la poarta cerului direct în iad? Am învățat în ultima vreme că nouă ne place să se vorbească de cer. Tot am auzit de cer și parcă ne-am atașat. Și bine ar fi să fim cu toată inima, toate învățăturile, deja suntem obișnuiți. Dar nu se mai predică în ultima vreme despre iad, despre ceea ce înseamnă osânda vești. Și m-am gândit că în ultima vreme noi, pocăiții, avem nevoie, conștiința noastră să mai fie sensibilizată, să știm că de fapt există două direcții, nu doar cerul, există și iadul. Și posibil să ajungem acolo dacă nu suntem atenți, nu veghem, nu luăm seama. O viață la poarta cerului. Și o veșnicie în iad. Cum poți să ajungi în iad? Direct de la poarta cerului. Am să prezint în această seară din textul Bibliei trei greșeli fatale pe care învățătorul acesta, învățătorul care a venit la Domnul le-a făcut. Și auziți-mă în această seară, dacă omul ăsta murea înainte să se întâlnească cu Domnul, nu știm ce a făcut după aceea, dar dacă murea înainte, eu am certitudinea că omul ăsta n-ajungea în cer. Cu toată învățătura lui, ajungea direct în locul celălalt pe care noi îl numim iadul. Trei greșeli fatale. Prima dintre ele, să pari interesat de cer, dar să nu prea fii. Ce ziceți, omul ăsta al nostru, învățătorul acesta legii, părea interesat de cer? Dar ce ziceți, chiar era interesat de cer? Auziți cum începe textul nostru în această seară. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Există pe planeta noastră o întrebare mai esențială, mai importantă decât întrebarea asta, ce să fac, să am parte de viața veșnică, să ajung în cer, în împărăția lui Dumnezeu? Nu există. Uitați-vă că pune o întrebare esențială, dacă vreți, existențială. Și totuși zice că a venit cu gând să ispitească pe Iisus, adică un om nesincer. Părea interesat de viața veșnică, de cer, de împărăție, dar nu prea a dovedit că era omul acesta. Știți ce înseamnă să părem interesați de cer și să nu prea fim? Sunt unii creștini declarativi, au pe buză toată ziua numai cerul. Cu oamenii ăștia, dacă ai stat de vorbă, numai despre cer ți-ar vorbi. Par așa de sfinți, încât în sfințenia asta lor nu-și imaginează altceva și numai să trăim pentru cer și ți-ar spune tot lucrurile acestea. Cu ăștia să nu vorbești de cafea. Cu oamenii ăștia să nu vorbești de cravat. Cu oamenii aceștia să nu vorbești de verighetă, să nu vorbești de televizor, să nu vorbești de internet, să nu vorbești de nimic. Cu ei să vorbești despre cer, pe din afară par interesați. Când te uiți ce se întâmplă în casele lor, când te uiți ce se întâmplă în inima lor, când te uiți ce zarvă este între el și nu știu cine, dar știu numai ei și încearcă să mascheze, atunci te sperii. Vreau să spun ceva în această seară. Știi ce înseamnă să pari interesat de cer? Dar să nu prea fi. Să venim la biserică. Să zicem că venim și noi la biserică, da? Cum s-amintea aici, să venim tot pe la și un sfert.
și să plecăm, dacă se poate, tot cu 5 și 10 minute mai devreme. Asta înseamnă că suntem interesați de cer. Dar nu prea dovedim asta. Știți, avem noi o cântare, o mai cântăm în special pe la sate, e din harfele mai vezi, suntem gata ca să ne jertfim. Pentru Domnul ca să și... Mie într-o seară cineva din Statele Unite, predicam într-o biserică, mi-a ridicat ceasul și l-a dat de pe mână jos și din ultima bancă pe la 8:10, frate, în America, se încheie predica. Dar noi înainte de asta am cântat cântarea în biserică. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, să și murim. Interesant, nu? Dar noi, când e vorba să dovedim practic, nu putem să arătăm lucrul acesta. Important, cum am făcut și în seara asta, să se facă colect. Dar cum să fim potrivă? Dacă e vorba să dăm ceva pentru Dumnezeu, numai să nu o dăm cu drag, cu plăcere. Să punem și noi leuțul nostru acolo, în coșul care se aduce și să zicem că dăm și noi. Doar ne vede fratele păstor, ne vede vecinul din bancă și cum să se uită la noi și să știe că mai și muncim, mai avem un ban, nu? În portofel și să nu dăm pentru Domnul. Dar să nu dăm cu drag. Asta înseamnă că părem interesați de cer. Dar nu știu dacă sunt. Să cântăm. Să dăm îndemnul, să slujim. Dar frate, știi cum e, câte unul zice, îl anunță pe câte un frate să vină la anvon, să dea câte un îndemn sau să slujească și zice, frate, apă nu mă pune pe mine, zice, nu știu, astăzi mă doare cap. Oamenii trăiesc așa după simțuri, se trezesc într-o dimineață, fluieră, n-au nimic, veseli, văd vecinii, zice, Domnule, ce s-a întâmplat? Ai câștigat ceva? Ce s-a întâmplat cu viața ta? Ești așa fericit. Și mâine dimineață îl doare capul, are migrene, nu știi ce se întâmplă, parcă s-a întors planeta cu el. Noi oamenii suntem schimbători și tindem să trăim după simțămintele acestea. Să facem o slujbă, dar să nu o facem cu drag. Să vii și să cânți în cor și că te-ai obișnuit de fiecare dată și Dumnezeu să noteze, nu că noi venim și am cântat sau că am predicat, și Dumnezeu notează calitatea slujirii noastre. Cu câtă pasiune și cu cât devotament și care este prețul care îl depunem pentru asta. Spun altceva, să ne rugăm tare numai la biserică. Să ne audă toți, dacă se poate vecinii. Am fost în biserici în care, frate, trebuie să ne rugăm, dar numai când vin musafiri. Am mai nimerit câte un frate sau soră proroc în biserică și imediat s-a înflăcărat biserica și am început să ne rugăm cu toții tare. După ce a plecat fratele, sora, cine o fi fost prin biserică, nu ne-a mai rugat. Din nou, monotonie. Noi să ne rugăm numai la biserică, acasă să nu ne rugăm. Să nu ne facem timp de rugăciune. A ce? Mai avem timp de rugăciune? Cineva a scris o carte, prea ocupat pentru a mă ruga. Frumoasă carte, ar fi bine să o citim. Să înțelegem că avem nevoie să ne rugăm, cum spuneam și aseară, începând de la casele noastre. Că dacă nu părem interesați de cer, dar nu prea suntem, spun altceva în această seară. Să citim Biblia numai la biserică. Foarte important. Să o citim numai la biserică, dar când se citește textul aici în față, să ne uităm și noi pe text, dacă urmărim până la capăt textul, urmărim, dacă nu, nu. Mă repet în seara aceasta. Spuneam aici, în rândul tinerilor, la seară, noi să avem Biblia numai pe telefon și să o punem numai pe retroproiector, frumos. E necesar, mai ales pentru frații care au ajuns la o anumită vârstă și nu mai văd așa bine în scriptură, vezi mai bine pe perete și un avantaj. Dacă nu deschidem Biblia asta și nu o citim și nu avem Biblia noastră personală, astăzi când sunt atâtea Biblii, astăzi nu mai există un Hitler, un Voltaire sau nu știu cine care vor să desfințeze Cartea lui Dumnezeu. Astăzi există libertate și pot să o deschid când vreau și să o citesc, să-i aduc glorie și slavă lui Dumnezeu. Spun altceva în această seară, să stai sâmbătă seara până la ora 1 la meci. Și să te cerți apoi cu prietenul de ce a ratat poli și nu s-a calificat. Și mai apoi, duminică dimineața, să nu te trezești de somnoros și să nu fii la casa lui Dumnezeu. Că zici, am fost și săptămâna ce vine sau mă străduiesc seara să fiu la biserică. Asta înseamnă să părem interesați de cer, dar să nu prea fim. Îmi place de Domnul cum îl abordează pe omul acesta, învățător. El vine cu întrebarea, ce să vă să moșteneți viața veșnică? Părea și el interesat de cer. Și Domnul nu-i răspunde. Putea să zică, Domnul, frumos, mai am un adept. Uite, Domnule, că mai există unul interesat de cer, când alții nu sunt interesați de cer, alții sunt interesați de o grămadă de lucruri și el interesat de cer. Dar Domnul prinde subtilitatea acestui om și răspunde cu o altă întrebare, de fapt cu două. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Am învățat o lecție de aici. Când simțim subtilitatea oamenilor, sunt oameni răi intenționați, vor să ne ispitească, vor să afle ceva de pe noi și vin cu întrebările lor capcane, atunci să fim foarte atenți.
Și să nu le răspundem, gata, ne deschidem și le răspundem. Să le răspundem și noi ca și Domnul cu alte întrebări. Și să le închidem gura. Ca să Domnul ne spune un text în Scriptură că la niște saducei l-a stupat gura. Că ei, care nu credeau în înviere și tot au atentat asupra Domnului și au încercat cumva să-L prindă pe Domnul, Domnul le-a stupat gura. Ar trebui să învățăm și noi de multe ori lecția aceasta. În al doilea rând în această seară, ce înseamnă să ajungi direct de la poarta cerului în iad? În al doilea rând, să cunoști suficient, dar să nu aplici cât trebuie. Să cunoaștem suficient, dar să nu aplicăm cât trebuie. Ce zice omul nostru, învățătorul acesta legii, cunoștea suficient? Auziți, zice Domnul, ce scrie în lege, cum citești în ea? Și el a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știi ce zice Domnul? Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa. Și vei avea viață veșnică. Putea să vină la Domnul și să comenteze, Doamne, eu ți-am pus o întrebare serioasă, chiar mă preocupă asta. Și să mascheze nesinceritatea lui. Dar când Domnul întreabă din nou, tu care trebuie să știi mii de versete pe de rost că ești învățător al legii, și în legea rabinică scrie asta, el trebuia să știe câteva mii de versete pe de rost. Și omul acesta începe să zică, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și știe lecția. Și vine cu specificul acesta, cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. El știe în detaliu și Domnul zice, excelent ai răspuns. Adică ești expert în ce privește teoria. Fă așa și vei avea viață veșnică. Adică el nu făcea. Adică el aplica puțin. Și ne învață Biblia în această seară că nu-i suficient să cunoaștem, trebuie și să aplicăm. Și să aplicăm atâta cât trebuie, că altfel s-ar putea după o viață de biserică să ne trezim direct în iad. Am să vă întreb ceva în această seară. Ce ziceți? Cei care botează copiii mici, nu dăm nume în această seară, dar pun întrebarea asta. Ce ziceți? Oamenii aceștia care slujesc la altarele bisericii lor, nu știu că în Biblie nu scrie că nu s-a botezat niciun copil mic? Credeți că ei n-au citit în Biblie că cei botezați în apă au fost numai oameni maturi? Biblia în care eu citesc și dumneavoastră citiți, și indiferent de traducere, nu ne lasă să înțelegem că au fost botezați și copii mici. Și totuși, în țara noastră se botează copii mici. De ce? Oamenii știu suficient, am impresia asta. Dar nu aplică cât trebuie. Ce ziceți dumneavoastră? Noi știm că trebuie să venim peste săptămână la biserică. Știm? Că marțea sau joia seara trebuie să fim la biserică. E o noutate pentru noi sau știm lucrul acesta? Spune Cartea Evreilor acolo prin autorul acestei cărți să nu părăsim adunarea noastră cum au unii. Întotdeauna au fost două extreme. Unii au lipsit de la biserică din obicei și au format obiceiul acesta și dacă o mai veni, o veni, dacă nu, ne prinde iarna sau toamna și uite că așa se duce viața și biserica nu ne prea preocupă și alții au venit tocmai invers la biserică, din obicei. Din obicei săptămâna asta și duminica asta și parcă ne-am mai și plictisit și parcă nu ne mai convine. Știți cum se ducea Domnul la sinagogă? În Luca, în capitolul 4, zice că Domnul a intrat în sinagogă după obiceiul său. După obiceiul său. E o nuanță în text. Una e să vii din obicei și alta e să vii după obicei. Asta înseamnă să te deprinzi cu închinarea, cu templu. Și să faci din deprinderea aceasta, care este o plăcere, un lucru pe care îl cere Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb altceva în această seară. Ce ziceți? Noi știm că trebuie să participăm la cina Domnului, de dimineață la cina, dar să știți că nu toți membrii bisericii, indiferent că aici sau în altă parte, vin la cina Domnului și participă. Noi știm că trebuie să participăm. Nu există un singur text. Există mai multe care argumentează asta. Noi trebuie să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Și totuși, deși știm, mulți dintre noi uneori nu ne împărtășim. Și ce zic unii? Când i-am auzit, îmi venea să-mi asupe ambele urechi. Nu sunt vrednic, frate. Nu sunt vrednic. Dar cine e vrednic să vină la cina Domnului? Cine e vrednic să stea în această seară în biserică? Și ei tot timpul dau vina pe nevrednicia lor. Nu suntem vrednici. Acolo spune textul în Corinteni, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânci. Nu să nu mănânci.
mă cercetez, îmi văd viața, dacă trebuie să reconciliez ceva, să trec peste anumite circumstanțe, să rezolv o anumită problemă, o rezolv și apoi mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Dar noi nu suntem vrednici. Alții se zbat pe următoarele discuții. Cine trebuie să o iei neapărat duminică seara sau joia seara. Și dacă nu se ia seara, așa cum spun ei, nu ne împărtășim în biserica cu tare și cu tare. Trebuie să mergem nu știu cât și nu știu unde. Alții zic, dacă se dă cina din păhărele și nu se dă din unul, iar are problemă. Frate, zice unul către mine într-o dimineață, ai mâncat în dimineața asta? Zic, de ce, frate? Zice, cina Domnului. Zic, am luat ceva. S-a uitat așa la mine cu niște ochi, speriat, și m-am gândit, Doamne, cum suntem noi oameni? Oamenii te întreabă de cutare și cutare lucru, în loc să ne uităm la viața noastră și să spunem, Doamne, oare te iubim noi pe tine? Într-o zi ai stat pe Calvar, pe Golgota. Ai stat acolo străpuns de cuie și ai răbdat sudoarea aceea și cu nâna aceea de spin pe capul tău și sulița aceea ți-a străpuns trupul. Și ai murit ca să ne aduci izbăvire nouă, să ne salvezi. Ar trebui să stăm proșternuți în prezența acestui Dumnezeu. Că El, Hristos, este Dumnezeul nostru și să-i dăm laudă și glorie și să venim cu dragostea noastră în prezența Lui. Merită totul! Merită totul! Aș vrea să spun altceva în această seară. Știm că nu trebuie să ne urâm unii pe alții. Ce zice? Știm? Cunoaștem suficient la capitolul acesta. Ne spune Biblia din care noi citim. Unii zic, îl iubim pe Dumnezeu, dar spune Apostolul Ioan în epistol, în capitolul 4. Cum zicem noi? Cum declarăm că îl iubim pe Domnul pe care nu-l vedem și pe fratele nostru, nu semenul nostru pe care îl vedem, îl urâm? Cum? Că e o falsitate mare. Nu poți pe cel care îl vezi să nu-l iubești și să ai râcă și ură prin inimă și pe Dumnezeu declarăm, noi creștinii vorbelor mari, declarativ, Doamne, te iubim pe tine de numai num. Dar noi știm că în Biblia noastră în care citim scrie că nu trebuie să ne urâm unii pe alții. Întreb altceva în această seară. Știm că trebuie să slujim cu toții și că avem o chemare. Dumnezeu a investit ceva în noi. Domnul a dat talanți numai la doi și la unul nu i-a dat. A dat la fiecare Domnul talanți și a investit în fiecare. Avem toți chemare de la Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să fim tipul acela de creștin despre care spunea cineva mai zilele trecute. Tot timpul iubiți ascultători. Și tot îi salutăm noi de la învoanele bisericilor, iubiți ascultători, ne bucurăm că și în seara asta suntem în biserică, că așa facem de fiecare dată. Și noi să stăm liniștiți, comos și să nu facem nimic pentru Domnul. Domnul ne-a chemat pe toți la slujire și nu vă supărați pe mine în seara asta. Întotdeauna am fost sincer, am încercat să fiu transparent, să fiu direct, să transmit clar mesajul lui Dumnezeu. Fie că se supără sau nu cineva, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de adevărul lui Dumnezeu. Noi știm multe. Aș vrea să spun altceva în această seară. Ce ziceți? Noi știm că nu avem voie să mințim. A ști ce se promovează în zilele noastre? Este o vorbă care zice, dacă pentru tine un lucru este rău, pentru mine s-ar putea să nu fie. Și au început să se scrie cărți. Uneori se zice în vremea asta, o minciună s-ar putea să fie un mare avantaj, o favoare. Frate, dar cum poți să vii să-mi spui că a minții e păcat? Poate pentru dumneata este și te mustă conștiința. Dar uite că eu mi-am rezolvat problema afacerii mele, mințind. Uite cum oamenii se descurcă în viață. Și începem să mascăm și să asupăm toate lucrurile și să spunem, da frate, cine nu o minți în vremea asta? Dar Biblia noastră spune că afară sunt printre alții și afară este iazul de foc, iadul despre care vorbeam în această seară. Și Biblia are multe argumente. Noi știm că nu avem voie să ne vorbim de rău unii pe alții. Știm. Mi-a plăcut foarte mult. Ascultam predica fratelui Nelu despre vorbirea de rău, despre bârfă și a spus dânsul și amintesc în această seară o vorbă care mi-a plăcut. Cine vorbește pe cineva de rău în prezența noastră, ne va vorbi și pe noi de rău în prezența altora. Asta e 100%. Am observat-o pe propria piele. Am experimentat lucrul acesta și atunci când ai astfel de oameni în jurul tău, e teribil de greu. Știi ce spunea cineva despre bârfă și amintesc în seara asta? Să spui ce-ți place despre o persoană care nu-ți place. Cam ce ai spune? Asta e bârfa, asta e vorbirea de rău. Dar noi știm, spunea și Iacob, nu vă vorbiți de rău fraților unii pe alții. Noi știm, noi citim sau dacă nu auzim în câte o predică și știm. Asta înseamnă că noi cunoaștem suficient, dar nu aplicăm cât trebuie. Să știi că n-ai voie să furi, să știu lucrul acesta, dar frate, dacă tot lucru la o tâmplărie, de exemplu, și poți să aduc acasă un kilogram de cuie, sau știu eu, un borcan de vopseauă, sau de mai nu știu ce,
De ce să nu-l aduc? Nu mă vede șeful, nu mă vede nu știu. Dar noi am uitat că în Biblia noastră, cel mai scurt verset, să nu furi. Să nu furi. Uitați-vă cum noi putem să ajungem într-o zi nenorociți, în iad. Fiindcă noi cunoaștem suficient, dar nu aplicăm cât trebuie. Și asta e o mare dramă, nu numai a societății și a multor biserici. În vremea aceasta ne cheamă Dumnezeu la responsabilitate, a împlini ceea ce cunoaștem. Cineva a scris într-o carte, să știi că omul la urma urmei nu e interesat de cât noi știm, omul e interesat de cât nouă ne pasă de ceea ce noi cunoaștem. Deja îmi umplu capul cu informații și dumneata vii și spui, bă, cât te cunoaște omul acesta. Dar dacă eu doar cunosc și nu-mi pasă de ceea ce cunosc, sunt un mare falimentar. Trebuie să-mi pese. Și atunci când îmi pasă, pun în aplicare. Doamne, ajută-ne pe toți! În ultimul rând, în această seară, ce înseamnă direct de la poarta cerului să ajungem în iad? Ultimul gând. Să așteptăm de la alții să fie ei tot timpul ce de fapt ar trebui să fim noi. Tot timpul să aștepți ca alții să fie ce ar trebui să fii tu, ce ar trebui să fiu eu. Tot timpul să avem pretenția asta. Uitați-vă, omul acesta vrea să se îndreptățească, adică să se justifice și zice, cine e aproapele meu? Îi dă Domnul pilda asta și uitați-vă cum se încheie. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele? N-a zis Domnul, care dintre aceștia a fost aproapele? Care a dat dovadă? Că omul ăsta a pus o întrebare greșită, el a zis, cine este aproapele meu? El trebuia să pună întrebarea invers, pentru cine trebuie să fiu eu un aproape? Și Domnul îl învață lecția aceasta și ne învață pe noi, să ne așteptăm de la alții să fie ceea ce de fapt ar trebui să fim noi. S-a uitat omul acesta, când i-a dat Domnul pilda și se gândea, mă, ar fi trebuit să se oprească preotul. Cel puțin, el merge și slujește, nu acolo, slujește înaintea oamenilor. Dar a trecut preotul, l-a văzut pe nenorocitul acela bătut, jefuit, a trecut pe alături. Cel puțin ar fi trebuit să se oprească levitul, nu așa e normal, cel care cântă, se ocupa cu cântările. Dar nu s-a oprit. Cum să se oprească un samaritean? Știați că samaritenii erau cei mai disprețuiți oameni în vremea aceea de către evrei. Știți care era rugăciunea frecventă pe buzele evreilor în vremea respectivă? Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut samaritean, femeie și câine. Ciudat. În vremea aceea, când nu se vorbea de emanciparea femeii și de multe alte nuanțe și lucruri, așa se ruga evreul mereu și mereu. Îți mulțumesc că nu m-ai făcut samaritean, femeie și câine. Uitați cum etalau ei lucrurile. Și parcă era așa o stare de înjosire dacă stătea un evreu de vorbă cu un samaritean. La un moment dat, Domnul e la fântână. Și întâlnește pe femeia samaritean, că vă aduceți aminte, eu am patru, și zice, cum tu, iudeu, mirată femeia asta, cer de la mine apă să beau, cum? E un paradox pentru femeia asta. Așa ceva nu se întâmplă, fiindcă între iudei și samariteni exista un conflict. Și Domnul dă pilda asta și spune, a trecut preotul pe alături, a trecut levitul și vine samariteanul. Și uitați-vă unde se întâmplă scena între Ierusalim și Ierihon, pe teritoriul evreilor. Erau cam aproximativ 27 de kilometri de la Ierusalim la Ierihon. Și omul acesta pe care ei nu puteau să-l înghită, samariteanul, se oprește în dreptul celui căzut, bietului om, îl ridică de acolo și face totul pentru el. Știți care e lecția pe care trebuie să o învățăm în această seară? Nu cumva să ne atașăm de slujbe. Nu cumva să ne atașăm de ritualuri, de programe bisericești și să uităm de oamenii de lângă noi, cu problemele lor. Să uităm să fim un aproape pentru ei. Tot timpul să căutăm să fie alții aproape pentru noi. În pilda asta am văzut patru categorii de oameni. Știți care sunt? În primul rând este omul rănit. Apoi sunt oamenii care provoacă răni, tâlharii. Apoi în pilda asta am văzut oamenii ignoranți. Ignoră pe cei răniți. A venit preotul și lăvitul și a trecut pe alături, l-a văzut. A trecut pe alături și în final văd oamenii sensibili față de cei răniți. Pun o întrebare în această seară, noi dintre care suntem? Știați că în viață vom trece prin aceste circumstanțe și uneori s-ar putea să fim noi oamenii răniți. Altădată s-ar putea noi, tine atenție, să rănim pe alții. Altădată s-ar putea să fim pasivi, indiferenți, de lăsători și să trecem și să lăsăm pe oameni cu problemele și cu nevoile lor. Dar chemarea pildei a Scripturii în această seară e să fiu un om sensibil față de nevoile semenului meu când văd că omul acela, indiferent cine e, are probleme.
m-a învățat două lecții din pilda asta. Toți avem nevoie de un aproape la necas, dar puțin suntem dispuși să fim un aproape. Puțin. Și ce am mai învățat din pilda aceasta? Toți avem ochi, dar prea puțin avem inimă. Uitați-vă ce spune textul nostru. A trecut din întâmplare preotul când l-a văzut. S-a dus pe alături. Mai jos, un levit trecea și el prin locul acela, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături, l-a văzut și omul acesta, dar un samaritean a venit în locul acela și când l-a văzut, i s-a făcut milă. Știți de ce? Toți avem ochi, dar prea puțin avem inimă, prea puțin. Aș vrea în această seară, la finalul mesajului, să pun pilda aceasta în actualitate și să o înțelegem mai clar fiecare dintre noi. Imaginați-vă că într-o duminică aș fi invitat ca și astăzi la biserica dumneavoastră să slujesc. Și duminică dimineața aș veni cu mașina spre orașul dumneavoastră și undeva la intrare în Timișoara aș întâlni un biet om. Săracul de el, bătut de niște tineri care în noaptea aceea, sâmbătă noapte, au fost la discotecă, s-au îmbătat bine, l-au bătut pe omul acesta și l-au lăsat în marginea șanțului, acolo în strat. Și eu vin și îl văd așa din mașină pe bietul om și mă uit la el, mă uit și la ceas, văd că e 9 fără 5, Timișoara aglomerată, trebuie să ajung la biserică. Și zic, lasă-l pe omul acesta, să ajung cât mai repede la biserică. Și după mine vine și un frate cântăreț din biserică, un frate levit, se uită și el la ceas, vede că mai sunt câteva minute și zice în mașina lui, cine știe cine o fi omul ăsta? Poate s-o fi îmbătat, poate s-o fi certat cu cineva, o l-a apucat scandalul, s-au bătut. Noi mai știm noi ce s-o fi întâmplat pe acolo și lasă pe bietul om acolo. Și ascultați-mă bine în seara asta. Vine un martor de-a lui Jehova, dintr-o altă localitate. Cu revistele lui sub soară, vine și se uită așa la reviste și zice, dă-le încolo de revistă. Am muncit, am scris, dar când îl vede pe omul acesta necăjit acolo, zice, eu pot să-mi împar revistele astea și mai târziu, și cu altă ocazie. Acum e timp să mă apropiu de omul acesta, să văd ce a pățit, să comunic cu el, să ridic de acolo și să fac tot ce se poate. Și să sune la salvare omul acesta, veniți de urgență, e cineva rănit, îl pune pe salvare și se duce cu el până la spital. Acolo îl dă pe mâna medicilor și spune, domnilor, dacă trebuie să se cheltuiască ceva, costă ceva, eu vă dau tot ce presupune asta. Am cum înțelegem noi pilda în această seară? Cei de la care nu ne-am fi așteptat niciodată să facă lucrul acesta, s-ar putea în astfel de momente, față de oamenii răniți, să fie un umăr de sprijin sau o mână de ajutor. Direct de la poarta cerului, direct de la biserică, ne putem trezi într-o zi în iad. Știți de ce? Pentru că putem face 3 greșeli fatale. Să părem o viață oameni pocăiți, dar să nu fim. Apoi a spune în această seară să cunoaștem ce trebuie să facem, dar să nu facem lucrul acesta. Și într-un final să așteptăm ca tot alții să fie și noi să nu mai fim ceea ce trebuie. Vreți să ajungem în cer? Știți ce ar trebui să facem din această seară? Să spunem Domnului, Doamne, am hotărât să trăim ca oameni pocăiți, ajută-ne! Am hotărât să fim creștini informați și nu ignoranți. Și Dumnezeu vrea să cunoaștem, să fim informați. Ajută-ne informațiile pe care le deținem și le-am descoperit din cuvântul Tău să le punem din seara asta în aplicație. Și mai mult decât atât, să nu ne mai tot uităm la alții și să avem pretenții de la alții, multe nelegitime, și să avem pretenții întâi de la viața noastră și să spunem, Doamne, când îi vedem pe bieții nenorociți, oameni care au nevoie de noi, să lăsăm slujbele noastre și să ne preocupe mai întâi nevoia omului. Că s-ar putea ritualurile să ne omoare într-o zi și să ne trimită direct în iad. Ce zici dumneata dacă în această seară veni spre biserică, găseai un om nenorocit? Era greșit dacă te opreai în dreptul lui, îl duceai la spital, îi rezolvai problema, chiar dacă întârziai la biserică în seara asta sau chiar dacă nu mai veneai. Dar dacă ai trecut pe lângă el și ai venit la biserică să îți găsești repede locul și să stai din nou într-o seară, să te bucuri de cântare, de laudă, de închinarea care a fost în seara asta și l-ai lăsat pe omul acela acolo. Într-o zi, noi care ne rușinăm de oameni, se va rușina și Hristos de noi. Și iadul acela e mare, să știți. Calea spre iad e pavată cu intenții bune și e destul de largă, să ne păzească bunul Dumnezeu, să ne ajungem acolo și să ne trezim în seara asta. Direcția noastră să fie cerul. Doamne, ajută-ne să ajungem unde am pornit, în împărăția Ta. Amin.